Pentru că este un caz dramatic în Alexandria. O mamă a fost înjunghiată în picior chiar în parcul din centrul orașului de soțul său de față cu fetița celor doi. Sunt informații pe care le-a obținut în ultimele minute. Colegul meu, Andrei Grigore, a stat de vorbă cu femeia care a fost atacată de soțul ei. O să vedeți ce decizie absolut șocantă au luat procurorii. Nici măcar o reținere pentru 24 de ore. Mergem la colegul meu, Andrei Grigore, care are informații. Bună ziua, Andrei! Ai plecat din fața sediului poliției din Alexandria. Știu că ai vorbit cu mama, cu femeia care a fost înjunghiată și spunea chiar că în ultima perioadă a primit foarte multe amenințări. Bun găsit, Berta, din nou, bun găsit, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, a spus că nu s-a așteptat nicio clipă să fie înjunghiată în parc în plină zi, dar, într-adevăr, primea frecvent mesaje de amenințare pe telefon. Întâlnindu-se cu cei doi copii și bărbatul în parcul din centrul Alexandrei, bărbatul i-ar fi spus pe bancă: și dacă intru la pușcărie, nu rămâne totul așa. Am încheiat citatul și n-a mai durat mult până când femeia a simțit cum este înfipt un cuțit în picior, un cuțit cu o lamă de 20 de centimetri. Mai apoi bărbatul s-a făcut nevăzut, a încercat să ia un taxi, în fine v-am povestit dinamica încercării lui de a fugi, ulterior a fost prins. Interesant este și de fapt grav faptul că el nu are nici la acest moment vreo măsură preventivă luată în privința lui, nici măcar reținere, s-a emis doar un ordin de protecție și acela provizoriu. De cealaltă parte, femeia din fericire este în siguranță din punct de vedere al sănătății, pentru că a fost externată la scurt timp după internare, avea într-adevăr înjunghiera în coapsă, medicii au acordat îngrijiri și a plecat acasă. Spuneam, în siguranță femeia din punct de vedere al sănătății, pentru că nu știm cât de în siguranță este aceasta în continuare, având în vedere că agresorul ei, care i-a și spus, citez, nu rămâne așa, am încheiat citatul, este încă liber. Totodată vă mai mărturisesc doar un fragment din ceea ce am reușit să vorbesc cu ea prin viu grai, fiindcă nu a vrut să stea de vorbă și în fața camerelor. În schimb, am obținut în exclusivitate noi la Antena 3 această declarație scrisă a ei, am putea să spunem, și anume faptul că i s-ar fi spus la poliție că nu este înjunghiată de la brâu în sus, ceea ce nu se încadrează la tentativă de omor, pentru că este înjunghiată în coapsă. Este ceea ce a spus femeia, că i s-ar fi transmis la o primă întâlnire cu polițiștii. Este absolut șocant acest caz. Îți mulțumesc foarte mult, Andrei Grigore, pentru aceste informații.